mai mult pe Partidul Democrat, care de văd că a epuizat toate ideile și n-au ce propune societății. Deși dumneavoastră să nu majorați salariul de 10 ori la toți, fără niciun fel de lestiță, fără niciun fel de chestii de astea. Omul primește bani, ce face-l cu banii ăștia? Tu și-și hotărăște problemele. Își cumpără, plătește, banii ăștia vin înapoi, în calitate de impozit, în calitate de alte plăți. Agenții economici procură altă marfă, marfa aceasta iară circulă și la formula denghe, tavar denghe, apare strich, adică denghe pe rașină. Nu așa e denghe la început care tu ai investit, dar cei care după ce ai vândut, după ce ai făcut business, au crescut. Deși nu vă gândiți voi la chestiile astea, să le faceți așa, odată și odată. Și și în primul volum al lui Karl Marx, ultimele pagini, este formula câți bani trebuie să fie în țară. Nu câți vrea cioflea, câți vrei mătaș, cât vrea nu știu ce. Dar este formula câți bani trebuie să fie. Deși nu vă conduceți de aceste chestii. Deși îmi las voi cu 30 de capii și acolo, cu 30 de lei. Continuați, vă rog frumos, poftiți. Și întrebarea mea la concret constă între aceea că toate schemele acestea de salarizare, ele nu corespund realității. Eu v-am ascultat pe interviu foarte simpatic, l-am văzut, ați spus despre aceasta 33 și 15, care e decalajul, da. Dar de ce noi nu facem în felul următor? Întreprinderile de stat sunt conducători care primesc 50, 60, 70 de mii de lei. Și la el, ora are 60 de minute, și la muncitorul de rând, și la sora medicală, și la educatoarea din grădiniță, are tot 60 de minute, ora. Ei nu lucrează mai mult și nu ascultă mai mult. De ce dumneavoastră acest decalaj l-a lăsat și mai departe de câte procente? Sunt țări, domnul ministru, sunt țări în care se interzice salariul cuiva să fie mai sus decât salariul președintelui acestei țări. Când noi facem acest lucru? De ce noi ne bălbăim și în fiecare zi îmblăm cu salarizarea asta, cu salarizarea asta? Noi acum suntem într-o situație când oamenii o să reși complictamente. Dar să facem ceva radical, o revoluție în această salarizare. Și să vedeți că o să fie bine. Că acum în magazinele se muzee, înțelegeți pe voastră? Sunt muzee, oamenii vin și se uită și nu pot cumpăra nimic pentru că n-au...